și 3 luni de zile am scos excavatoarele și toate utilajele de pe locul bisericii pentru că a plouat în continuu. Și se împotmoleau toate mașinile. Mitropolitul Bartolomeu stătea 3 zile la Nicula. Venea miercuri seara până sâmbătă seara. Și apartamentul lui era în sărăcie, la etaj. Și vedea toată osteneala noastră zadarnică. Și la un moment dat, trecând 3 luni de zile și nereușind să mutăm muntele, m-am dus la Mitropolitul Bartolomeu și i-am spus: se pare că eu, David Păcătosul, nu voi ridica templul lui Dumnezeu, ci urmașul meu, respectiv Solomon. Pentru că nu reușesc nici măcar fundații de sănători. Și m-a scos afară pe balcon și mi-a arătat natura înconjurătoare și mi-a spus: de ce te gândești doar la tine? Gândește-te câtă lume se bucură de ploaia asta. Toți cei care au semănat pământul se bucură că Dumnezeu le-a dat această binecuvântare. Să nu te gândești doar la tine. Era omul care știa să te scoată din orice impas. Era omul care găsea soluții. Era omul care întotdeauna știa să-ți răspundă potrivit minții tale, gândirii tale, nevoii tale, inimii tale. L-am învățat în toți acei ani cât el își găsea odihna la mănăstirea noastră. De pildă, ajunsese la înțelegerea că seara, miercuri, când ajungea în mănăstire, să nu-l mai aștept, pentru că nu era o oră fixă. Și să ne întâlnim doar a doua zi. A doua zi, joi, fie după micul dejun, fie înainte de prânz, mă duceam la el. Însă niciodată nu-mi spuneam problemele mele. Le ascultam pe ale lui. Dacă mi le spuneam ca mele, îl încărcam cu plus de măsură și căpătam. Pentru că era ca trăsnetul. Și am învățat să-l ascult. Aceasta o făceam în fiecare zi de joi. Și apoi mă duceam vineri sau sâmbătă, de 8 sâmbătă, și mă asculta el pe mine. Și tot de la el am învățat. Când cer ceva, când trebuie să rezolv o problemă, să am două soluții. Să nu mă duc la el pentru da sau nu. Să mă duc la el pentru da sau da. Acesta era Mitropolitul Bartolomeu, de care ne aducem aminte și în această zi binecuvântată, pentru că ne bucuram de slujirea lui. Oricum, am vorbit de încăpățânare la început. Mitropolitul Bartolomeu, dacă a apucat să zică nu, era nu. Și dacă a apucat să zică da, era da, până în pânzele albe. Ceea ce găsim astăzi foarte rar asemenea caracter. Și să vă spun și câteva gânduri de Paște. Noi cântăm: Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte, călcând și celor din morminte, viață dăruindu-le. Și știm prea bine că atunci când zicem Hristos a înviat, facem o mărturisire de credință. O mărturisire de credință care înseamnă temelia credinței noastre. Faptul că Iisus Hristos a înviat din morți este adevărul pe care s-a clădit toată teologia noastră, biserica noastră, credința noastră.
Dacă Hristos n-a înviat, ne spune Sfântul Apostol Pavel, zadarnică este propovăduirea noastră, predica noastră și zadarnică este credința dumneavoastră. Așadar, când zicem Hristos a înviat, ne afirmăm credința, facem o mărturisire de credință. Când spunem cu moartea pe moarte călcând, afirmăm de asemenea că învierea lui Hristos a adus această consecință. Facem teologia sau exegeza faptului că Domnul nostru Iisus Hristos a înviat din mort. Pentru că prin învierea lui din mort ne-a izbăvit pe noi de moartea cea veșnică pe care noi am câștigat-o datorită păcatului strămoșesc. Și apoi mai facem o profeție și celor din morminte viață dăruindu-le. Profeția că la sfârșitul viacurilor vom învia cu toții ceea ce noi ne dăruim. Așa cum spunem în acatistul învierii, Iisuse, Cel ce a înviat din morți, înviază și sufletele noastre. Nu mai continui, m-aș bucura tare mult să rămâneți cu gândurile sau reflexiile care le-am făcut vis-a-vis de Mitropolitul Bartolomeu și să nu uitați câtă teologie este cuprinsă în fraza Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Amin, Hristos a înviat!